Salut tuturor, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod din... Băi, nu prea credeam că o să mai zic asta, dar din The Infected. Am zis, hai să mai facem un episod. Normal, știu că am spus și pe live-uri că seria asta a luat sfârșit, a luat final pentru că nu prea v-a plăcut. Dar am observat deja de câteva zile, tot îmi scriu anumite persoane și pe Discord și pe live-uri, mi-ați mai spus, Liviu, unde este The Infected, unde este The Infected. Deci sunt acolo câteva persoane cărora chiar vă place jocul ăsta. Așa că am zis, haideți să mai băgăm și noi un episod, să vedem ce mai facem la baza noastră. Nici bine nu m-am spawnat și deja vedem semnul ăla de amețit acolo jos. Bă, eu nu sunt amețit. Care este problema ta, jocule? Nu prea mai știu controlele de când am mai jucat, dar nu am vitamine deloc. Ok, nu chiar deloc, dar aproape deloc. Situația e foarte nasoală în cazul ăsta. Eu ce mă fac dacă n-am vitamine? Tot am văzut de ceva vreme că eu... Ce am luat? Am luat o carne. Ia uite, am carne pe aici. Ia carnea. Ia frate carnea, nu! Ce se întâmplă? Carne! Hai de carne de acolo. Tot am observat de ceva vreme că eu am chestia asta aici. Mă, asta o pot prăji sau ceva? Sau care e faza cu ea? Ok, știți care e problema mai nasoală? Mouse-ul meu s-a cam dus. Bă, mi s-a cam dus mouse-ul și nu prea pot să-l mai folosesc. Dar nu știu ce e asta. Ok, las-o acolo. Stai asta, pot să o mănânc direct, mă, frate, ia. Aoleu, vitaminele. Să mă ferească Sfântul ce... Mamă, ce mi-a plăcut asta. Mamă, ce mi-a plăcut mâncarea asta. Păi acum, uitați-vă la statisticile mele. Păi acum, știți ce facem? Nu construim gardul. Hai că avem de băgat aici, frate. Trebuie să tăiem o grămadă. Toată pădurea asta o defrișăm de aici. Faza e și ce am observat? Gen, eram astăzi de dimineață și trebuia să fac ceva proiect pentru școală. Băi, și mouse-ul meu ce s-o gândi? Hai să mă stric. Așa s-o gândi mouse-ul meu. Hai să mă stric. Ăsta face proiect și are nevoie de mouse. Hai să mă stric, zicea mouse-ul. Și mi s-o strica mouse-ul, frate. Acum când dau click, câteodată nu dă click. Sau când dau click, se consideră ca și cum aș fi dat click de 100 de ori. Și gen, nu poți să faci mai nimic. Deci, asta ar fi cam o problemă cu mouse-ul meu. Bun. Acum, faza e că noi trebuie să tăiem o grămadă de copaci ca să ne construim și noi pe aici pe jos. Planul era să ne facem garduri. Dar știți care e partea mai nasoală? Nu știu ce zi îi și nu mai știu unde mă uit. Ia, pot să văd ce zi e? Ziua 4. E ziua 4. Dacă nu mă înșel eu, din ziua 5 s-ar putea să vină practic inamicii după noi. Inamicii jocului fiind vampirii zombie. Și din ziua... Oh, mamă, ce m-am speriat. Care ești porc aici lângă mine? Este un porc pe undeva. Din ziua a 4-a, a 5-a, pardon, dacă nu mă înșel eu, o să vină băieții aia mai răi după mine. Ce-am observat chiar acum când am intrat în joc e că a fost un nou update. Bine, cum am spus, developerul ăsta, cu toate că o singură persoană lucrează la jocul ăsta, face update-uri non-stop. Și, nu știu, am modificat ceva pe la animale, pe la vampirii ăștia. Acum vampirii aparent au niște arme și când o să ne întâlnim cu ei, o să poată să arunce cu cuțite după mine. Asta e o veste mai proastă. Ia uite câte buturuși voiam să zic, dar nu mai venea cuvântul ăla de buturugă. Bun, presupun că nu o să vă țin pe voi, cât o să tai eu toți copacii ăștia, că ar fi super plictisitor, pentru că probabil o să tai zeci de copaci ca să construim un gard în jurul bazei, da? Na. Păi, dar porcul ăsta nu l-am văzut aici, lângă baza mea, bă, porcule. Ce crezi, bă, că faci? Stai, mai am suliță? Spir? Ce faci, prietenul de păiut? Ia stai. Hai un pic, că noi avem ochii. Oh, băi, nu, ce mi-a dat boală? Mi-a dat ceva boală, voi vedeți acolo ce mi-a dat? Ăsta mi-a dat ceva. Bă, tu ești nesimțit, mă? Ce mi-ai dat, Doamne, ce mi-a dat acolo? Bă, ce prostie am făcut, nu trebuia să mă pun cu el, mă. Mi-a dat ceva boală ăsta, vă zic, voi vedeți ce e aia? Aia, ce aia, COVID? Aia n-arat, hai să vedem. Ce-i asta, mă? Știi cineva ce-i asta? Păi știu ce fac cu aia. Am bandaje pe aici, uite, pot să iau, nu pot de mouse, că e mouse-ul stricat. Te rog frumos, hai! Așa, pune acolo, nu, am boală. Am boală, prieteni. Bă, să nu-mi zici că mor că am bătut porcul ăsta, mă, n-am vrut să bat porcul din greșeală, mi-a scăpat spirul, mă. Habar n-am, nu știu să vă zic ce aia. Bă, îmi zice și mie pe undeva ce item pidea, poate. Avem o problemă, nu-mi spune nicăieri ce aia. Bă, eu o să mor? Sunt pe moarte? Să nu spui că sunt pe moarte după ce m-am chinuit atâta și am făcut atâta progres, să nu spui că mor. Hai să aruncăm astea de aici, dar nu pot să le arunc, că e mouse-ul stricat. Te rog frumos, mouse-ule. Așa, confirm, aruncă-le de aici, de la mine, din inventar. Mă, nu vreau să mor după ce m-am chinuit atâta. O să mă prefac că nu am virusul ăla acolo jos în colț în stânga și o să ne vedem de treaba noastră mai departe. O să luăm buturucile astea și vreau să le duc lângă bază, ca să ne fie puțin mai ușor să le folosim când ne punem să construim. Acum am buturuși pe aici peste tot la câți copaci am tăiat și mă duc să mai tai. Nu, copacii acolo sus aia nu stau bine. O să cariu toate buturușile aici, mai tai și revenim. Între timp eu sper să nu mor totuși de la chestia aia oribilă care o am acolo jos. Dar mă cam înspăimântă. Oh, apropo, ia uite. Băi, castravetele meu. Harvest. Și hai să plantăm alte semințe acum. Ia.
Cum? Oh, nu, de ce le arunci, nesimțitule? Stai, cum plantez? Așa, op, nu, nu aia. Semințele. Nice, apă, are, bă, e ok atunci. Mamă, că-s copacea întăiat aici, voi vedeți câte buturi geam aici, numai partea mai nasoală e că până le duc eu jos pe toate astea, o să-mi dureze ceva, ceva. Dar am tăiat o grămadă de copaci acolo. Dar drumurile astea, bă, era interesant dacă ar fi fost și în jocul ăsta, nu știu dacă știți cum e in the forest, ai un fel de sanie pe care poți să cari mai multe logs, mai multe buturi de astea. Ar fi fost interesant să fie și să fie și aici, sau poate că este, numai că habar nu am eu. E șansa foarte mare să nu știu. Faza e că în jocul ăsta, ideea de crafting, bă, e grea. E greu să craftezi iteme, e greu să culegi resurse. Uite că am obosit numai în stamina. Anumite iteme sunt foarte greu de craftat și aduni resursele foarte greu pentru ele și nu știu ce să zic. E un pic cam dubios deocamdată. Dar probabil o să mai rezolve din chestiile astea developerul că, deci, unele sunt extraordinar de greu de făcut. Bun, o să duc eu toate buturujile astea jos. Oh, nu, se face noapte. Se face noapte și mi-e foarte teamă. Deci, știi ce? O să mă mulțumesc cu buturujile astea. Bă, am reușit să adun ceva. Sunt 100% convins că am lăsat destul de multe pe acolo prin pădure. Dar uitați-vă la grămada asta, bă. Îs ceva copaci aici, ok? Îs ceva copaci. Faza e că se face noapte și mi-e foarte teamă. Eu nu vreau să vină zombii după mine, ok? Ce-mi trebuia ca să fac? Mamă, îmi trebuie funie, frate, și o să-mi trebuiască funii destul de multe din ce văd. O picat acolo o piatră. Ok, hai să băgăm primoară din buturuș. Deci ca să vedeți ce, practic, componente trebuie să pui la o anumită construcție, vedeți voi acolo în stânga materialele de care avem nevoie. Deci pentru o bucată de asta de gard ai nevoie de 6 bușteni și 4 bucăți de funie. Acum o să încerc să pun buștenii la fiecare. M-aș da capul că se face noapte și mi-e foarte frică că se vine ziua 5-a și s-ar putea să vină băieții răi după noi. Băi, și eu nu sunt pregătit, eu mi-am făcut arc în episodul anterior, dar degeaba mi-am făcut eu arcul ăla, că nu știu cum să-l folosesc. Și am văzut că nici voi prin comentarii nu prea ați avut idee cum se folosește. Deci, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Eu acum sper să nu vină din ziua 5-a să mă ierte și pe mine încă o zi. Că poate dacă o să mai vreți episoade, poate pe data viitoare o să mă pregătesc și eu un pic mai, cu mai multe spiruri sau ceva. Adică cam dată dacă o să vină băieții aia răi peste mine. Mă, eu încă nici n-am terminat să-mi fac o bază aici. Eu vreau să-mi fac și o bază liniștit. Nu să fiu atacat la mine acasă. Mai ales că acum cu ultimul update care s-a băgat acum o zi sau două, ăștia pot arunca cu cuțite după tine. Eu nici măcar nu m-am întâlnit cu ei niciodată. Da, păi să mai îmi dea și cu cuțitul. Păi eu mă sperii, ok? Nu te cred. Nu te cred. Ce s-a întâmplat, prieteni? Prieteni, ce s-a întâmplat? Mi se face rău. Ce sunt? Bă, de ce a murit? A murit de la boală, porcu. O, Doamne, nu te cred. Băi, nu. Prietene, a murit de la boală, mă? A murit de la boală. A murit de la boală. Ai murit. Apasă Enter să te respawnezi. Băgam și eu acolo liniștit buturugile mele la zidul meu, la gardul meu și a murit, mă. Stai, ce? M-a respawnat în casă? Stai, ce? Așa funcționează jocul ăsta? Băi, dacă îți faci pat, te respawnezi? Mamă, și cu statisticile destul de în regulă, cu itemele în inventar. Măi, eu n-am idee ce s-a întâmplat, dar eu n-am pierdut din iteme. Deci eu am murit aici, eu am murit, uite aici. Uite aici, voiam liniștit să bag buturugi. Uite, de fapt aici voiam să bag buturugi. Și îmi apare că am murit. Apasă Enter să te respawnezi. Bă, eu credeam că mă dă în altă parte, dar aparent... Nu știu dacă e bug, dacă trebuia să mă dea înapoi aici. Dar am murit și nu mai am boală. Și cumva m-am reîncarnat la mine în bază. Bă, nu o să mă plâng, nu o să mă plâng. Mai avem 3 buturugi de băgat acolo și cred că suntem cam gata cu buturugile pentru partea asta de zid. După aia mai trebuie să facem rost de foarte multă funie. Ok, s-a întâmplat ceva foarte dubios. Porcul m-a atacat, mi-a dat ceva boală. Și am murit, dar m-am respawnat în bază. Nu știu dacă așa funcționează și în viața reală, când n-am murit, să vă zic, dacă te respawnezi în casă, dar, bă, ceva mă face să cred că nu asta trebuia să se întâmple nici în joc. Nu știu dacă a fost bug sau nu, dar trebuie să facem și scânduri. Deja scânduri n-am mai făcut de mult, trebuie să punem buturugi acolo. Faza e că eu am tăiat o grămadă de copaci și am avut aici o grămadă de lemn. Uitați-vă cu cât am mai rămas. Nu-i prea în regulă. Dar măcar mă consolează ploaia asta de pe fundal. Băi, astăzi o plouat și la mine gen în viața reală. Și o plouat, știți cum, cu găleata. M-am dus în tricou afară.
Băi, atât de bine era în tricou. Oamenii erau cu geci pe ei, frate. Deci erau cu geaca și zuteam acolo în ploaie liniștit. Și mă bucuram de ploaia. Cu găleata ploa. A fost genial. Bun. Hai să punem și buturugile astea. Mai avem numai două. După aia iară trebuie să ne băgăm la tăia de copaci. Asta e partea mai nasoală. Dar uitați-vă cât e mișto e ploaia asta. Mă, oare ar fi bine să de fapt nu trebuia să pun chiar toate buturugile, că am nevoie și de lemn pentru foc. Ok, hai să tăiem un copac undeva în zona asta poate, pentru că avem nevoie de lemn de foc ca să ne facem și noi de mâncare ceva. Să nu mă trezesc chiar că mor și data viitoare poate nu mă mai respawnează în bază. Așa, ia buturugile, mă, 3 pentru focul să-mi ajungă, cred și sper. Ok, lasă-i jos, la unul dintre ei trebuie să-i dăm harvest, lemn de foc și bețe. Ok, ia lemnul de foc, am inventarul plin, mergem la foc și cum făceam, că nu mai știu. A, pur și simplu le iau și le pun acolo, așa-i? Da, și se alimentează, practic. Ia, pot să le pun și pe astea, nice, nice. Păi și cum îl aprind? Că deci n-am mai jucat de mult, știți că n-am mai postat de vreo 2 săptămâni, n-am mai postat jocul ăsta? Mă, suntem în regulă. Avem foc, mai avem niște apă curată acolo. Ok, da, apă la mine am? Uite, a, n-am apă la mine, uite. Hai să luăm apa asta curată 20, hai să o și bem. Ia, am băut-o, știi ce? Hai să și aducem niște apă murdară, să o punem la prăjit, că... La prăjit, la fiert. Ca să avem acolo apă pregătită, să nu mă trezesc că mor. Cred că în episodul... Nu mai știu în ce episod am murit din cauza... Din cauza apei. Unu sau doi, cred că chiar în primul episod. Ok. Unde ești sticlă de apă, pune apa... Trebuie să mă duc mai aproape. Așa, pune apa murdară acolo, 60 din 200. Bă, hai că fac eu câteva drumuri ca să fie 200 din 200, să știu că sunt pregătit. Așa, mai avem încă un drum de făcut. 180 din 200, aparent este soarele. Bă, eu vreau ploaie, mă. Nu-mi da mie soare, ok? Eu vreau ploaie. Știți ce mi s-a părut foarte interesant? Mi s-a părut foarte interesant faptul că gen, mie mi-a părea înainte să mor treaba aia că am dita mai virusul sau ce aveam acolo, 200 din 200. Dar nu mi-a zis, frate, ești pe cale să mori, fă ceva, că altfel o să crăpi. Asta nu mi-a zis. Pur și simplu băgam liniștit buștene acolo și mă trezesc că ai murit. Apasă enter să te respawnezi. Ce trebuie să facem noi acum? Trebuie să facem rost de foarte multă funie ca să punem la toate, la toate zidurile astea. Altfel degeaba le-am pus. Deci trebuie ca să fac funie, trebuie să intrăm. Bă, eu credeam că se face noapte, aparent erau doar din cauza furtunii vremea aia. Trebuie să venim aici la workbench și am nevoie de plant fiber ca să fac rope. Și plant fiber-ul eu l-am aruncat. Oare îl mai găsesc? Da, unde l-am aruncat? Asta e faza, că eu pe undeva l-am aruncat. Mai țineți minte chiar când am început episodul? Da, unde l-am aruncat? Ăsta e un meci mai prost, că dacă nu, trebuie iară să tăiem o grămadă de copaci ca să fac rost de plant fiber. Că cine știe pe unde... Bă, nu era pe undeva pe aici? Mi-a crescut iar ăsta, mă. Încă nu a crescut complet, că nu pot să-i dau harvest, dar rapid, rapid. Habar, bă, nu mai am eu plant fiber pe aici prin chesturi. Aici nu am plant fiber. Dar cred că l-am aruncat, da. Trebuie să mă bag la tăiat copaci, că altfel nu pot face funie ca să facem zidurile. Deci, na, un meci. Nu știu exact câți copaci trebuie să tai, dar cred că o să trebuiască să tai o grămadă. Uite, de exemplu, pentru un copac tăiat, cât plant fiber îmi dă? Ăsta e un copac de la mare, hă? Ia, da, uite-te cum îți arată acolo, câte unul, nu știu cât mi-a dat. Stai să ne uităm în inventar. Cât aveam înainte? Aveam 5, mi-o dat 10, deci 10 pe copac. O să vrească să tai ceva copac și cred că îmi trebuie 3 pentru un rope, dacă nu mă înșel, pentru o funie. Ok, am tăiat eu ceva copaci pe aici, destul de mulți copaci am tăiat, sincer să fiu. Nu știu cât plant fiber am, dar presupun că o să vedem acum. O să las eu, de fapt, hai să facem și niște scânduri. Bă, mi-e atâta de lene să mă duc să aduc toate buturugile alea aici, n-aveți idee, că sunt multe, frate. Și până le car, ce fac, bă, prietenul? Uite-l și pe ăsta. Ăsta fuge cu spatele, Michael Jackson. Hai să vedem, avem 60. Acum, în mod normal, hai să închid ușa, că tare mi-e frică să nu intre ceva peste mine. Și în mod normal, acum, dacă dau split 1 cu split 1 și cu split 1 și cu... nu știu, și cu split 1, da, de ce nu pot să-i dau split? De ce nu mergi, mouse-ule, te rog frumos, mouse-ule? Ok, știi ce, o să facem în felul următor, o să le punem pe astea aici și mai dăm un split 1. Și așa se făcea rope? Nu mai știu cum se făcea rope. A, aparent pentru rope ai nevoie doar de 2 bucăți de plant fiber. Băi, eu parcă mi-aduc aminte din episodul anterior că aveai nevoie de 3. Oare o modifica cu nou update? Se prea poate, pentru că chiar așa mi-aduc aminte, erau nevoie de 3. Acum aparent doar 2, deci avem un rope, avem 2 bucăți de rope. Trebuie să dau split 1 așa de fiecare dată, să le pun aici și să dau craft. Deci, bă, procesul ăsta o să dureze destul de mult. Nu mai știu de câte bucăți de rope aveam nevoie pentru o bucată de zi, dar sper că nu de prea multe, că până stau aici și craftez, mă ia amețeala. Bă, dacă nu mă înșel, cred că erau 3 bucăți de rope pe bucată de gard. Ăla ar fi un meci mai prost. Asta spuneam, în jocul ăsta e foarte greu să craftezi. Stai foarte mult să craftezi anumite chestii pentru... Na, înțelegeți voi.
Ok, asta ar trebui să fie ultima bucată de fune pe care o pot face și am 25? Aparent am 25 de bucăți de rope. Păi da, parcă am impresia că trebuia să am mai multe și cred că mi-am luat seacă. Nu știu ce să zic. 25 de bucăți de rope din tot plant fiber-ul pe care l-am avut și acum, în mod normal, nu știu cât o să-mi ajung. Oh, băi, vezi că ăla e bușteanul meu, nesimțitule care ești. Ia, pot să scot? Nu pot să scot spirul din fug, aparent. Ok, hai să vedem. Deci, câte mă? 4 bucăți de funie pe gard, pe bucată. Ok, hai să vedem cât ne ajunge. Mi-ajunge de tot, nu mai știu câte bucăți de gard aveam. Băi, la ultimul nu mi-a ajuns, mai aveam nevoie de încă 3. Dar cam așa ar trebui să arate baza noastră. Acum, ideea e în felul următor. Știu că v-am întrebat pe voi în episodul următor, măi, dacă știți cum funcționează poarta sau dacă ați văzut poartă vreodată, că eu nu găsisem poartă și am uitat. Deja de cât timp a trecut de când am citit comentariile alea, am uitat. Așa că presupun că o să mă uit din nou pe episodul următor și o să știm, pentru că aici vreau să pun o poartă și vreau să pun una și în spate și în spate și după aia să înconjor baza cu garduri, evident. Dar cred că cam atât o să fie și episodul nostru pe ziua de astăzi. Deja se face și seara în joc și mi-e un pic cam teamă că în episodul următor, dacă mai vreți să postăm jocul ăsta, mi-e cam teamă că în episodul următor, fiind ziua, ce zi-i? Fiind ziua cu numărul 4, am impresia că din ziua 5 vin băieții răi după noi. Deci nu știu cum o să ne pregătim. Dar cam asta e baza noastră deocamdată. Bă, gardul o să arate absolut genial odată ce îl și terminăm și punem și porți. Presupun că băieții rei nu o să poată sări peste el, că nici eu nu pot și na. Oricum, prieteni, eu sper că v-a plăcut episodul ăsta și noi ne vedem data viitoare. Apropo, îmi spuneți în comentarii dacă mai doriți episoade cu jocul ăsta sau nu, ok? Îmi spuneți voi în comentarii și încă o dată eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa.